găsit. Astăzi vreau să vă arăt un suc frumos, dacă ați mai văzut și din aia care nu mai au nicio șansă de supraviețuire. Este frumușier și am venit să-l pregătesc pentru iarnă. A fost frig. Tratamentul o să-i, nu știu, să-i mai las, să nu-i mai las. Deci, ăsta are viitor, să zic așa. Și îl pregătesc să văd cât albin are. Că mi se pare că stă prea înghesuit. Deci asta e rama de după diafragmă. Are albinuță? A, nu e. Nu cred că e prea înghesuit. Hai să vedem cuibul. Să vedem și cuibul cum arată. Să-i pun o diafragmă și lateral. El e pregătit pentru a iarna. Stați cu minți, nu mă înțăpați. Bun. E un pic necăjit, dar vi-l arăt. Vă arăt cum arată albina pe ramă. Așa trebuia să fie anul acesta. Cuiburile. Deci ăsta e unul care sper că va trece de iarnă. Bun. Cam așa arată. Ce-i fac lui? Credeam că e prea înghesuit, dar nu e. Ultima intervenție asupra lui. Așa. Albina se retrage de lângă peretele stupului, nu stă, nu-i place. Stă pe lângă diafragma de polistiren. Ok, da. Iată, e în regulă, are miere. Ăsta îl iernăm în patru rame. Ia să îi aduc o diafragma aici lângă perete, știu că nu-i place. Acesta trece de iarnă, totul e în regulă. Totul e în regulă, dar îl bănuiesc că mai are puiet. Așa îl bănuiesc, nu mă uit, e rece. Îl las în pa. Opa, nici chiar așa strâns. Super, super, super. Asta trece. Din asta putem spera. Stați cu minți. Nu le place nici înghesuite, să știți acest lucru. Deci când sunt înghesuite, nu le place. Nu le place, că ei place să fie mai răspândit așa. Când îi strânge așa, nu-i place. O să îi scutur aceste rame. Să nu mai stea după diafragmă, o să îi lescot eu ramele, dar adică și cred că pot să îi lescot. Așa. Bun. Îi lescoatem, n-are rost să stea aici. Mă gândeam unde să pun ramele de aceea. Așa. Îl băgăm la iernat ăsta. Așa va rămâne.
rame goale, bune de uat, rame faine. Dar vom veni la primăvară. O să-i mai las tratamentul. O să-i mai las. Iată, dacă nu ai un băț cu ce să-l împingi, o să-i mai las tratamentul. Nu știu dacă mai este eficient, nu mai este. E prea frig după mine pentru tratamentul ăsta, dar îl las. Așa. Să aduc un material. Să-l pun deasupra. Am adus un material, să-l punem deasupra, să ierneze. E prima dată că îl folosesc, e experimental. Poate e cineva cine îl cunoaște sau a folosit. Am înțeles că provoacă condens, dar pe total. Sperăm să fie bine. Îmi place cum se muliază. Sper că albinele să meargă la locul lor. Așa. Se vor băga ele. Punem podișor. Deci aici îmi place cum se așează, de aceea folosesc. Nylonul ăsta merge sau nu merge, nu contează. Știu că nu e indicat. Pun acest material, mai pun și păturică, păturiele. Și cam asta ar fi. Ar trebui să treacă de iarnă, ăsta cel puțin, da? Ăsta n-ar trebui să aibă probleme. Folia asta o să o bagă în spațiul ăsta liber acolo. Mai vin la ei. De acum tot vin să văd care e situația. Probabil arunc câte o privire zilnic. O să văd care, cum stă. Dar ăsta are viață în el. E în regulă. Bun. Cam atâta. Așa îl pun eu la iernat. Ăsta mai are puiet, mai vine albinuță cu polen. Nu știu ce mai umblă ei după polen la ora asta. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine.